Păi, hai să-ți zic de această sumă, vrei? Te rog. Runda 3. La runda 3 avem o sumă maximă de 150.000 de lei. Da. Runda începe cu 4.000 de verzi, se termină cu 4.000 de roșii. Iar la mijloc avem 3 întrebări. Tu spuneai că vrei să mergi pe adrenalină. Da. Avem 4 bile verzi, hai să începem să luăm prima bilă verde și spunem, te rog, cum pornim runda 3. Păi, dacă t-am zis că voi începe cu adrenalină, voi lansa bila asta de la 7. Nu mă leagă ceva neapărat de această cifră, dar vreau să schimb rezultatul acela de acolo. Să schimbăm acest 0 de pe zi. Da. Și să-i dăm drum. Să-i dăm drum. A plecat prima bilă verde de la runda 3. A ajuns la 7. Ești pregătită? Sunt. Bine. Tu ești pregătit? Sunt. Că am nevoie de tine acolo. Bine, sunt aici. Ok. Până la final, sunt lângă tine, sunt alături de tine. Da. Și să cadă bila. Să cadă. Așa. Hai, haide, haide, haide. Dreapta. E bine? Bine, e bine. Bine. Nu? Dreapta, mai, dreapta. Mai. N-a vrut. Nu cred. Între 60.000 și 75.000 s-a dus pe 10. Dar mai avem 3 bile verzi. Mai avem. Hai să continuăm cu strategia ta. Cred că voi face așa. Revin la partea prudentă, ca să vă oscilăm așa, și o să merg din nou de la 2, pentru că în septembrie am plinit 2 ani de la căsnicie. Și mulți, mulți înainte. Da. Mulți și înainte. A fost așa. Și cred că da, voi merge din nou pe 2, chiar dacă... Mergem cu a doua bilă verde că de la 2. Că poate, cine știe, e cu noroc. Pentru noi să fie asta. Pentru voi doi și în curând voi trei. Noi trei, așa. Și să cadă bila. Așa. Hai. Dreapta. Nu, dreapta, nu stânga. Du-te la... Mai, mai mult. Incredibil. Da. Îți vine să râzi. Nu se poate fi. Asta e pentru noi, da, e bine. Nici nu vreau să citesc totalul, iartă-mă, dar nu vreau să citesc totalul, nu. Nu refuz să citesc totalul. Nu-l citi. E datoria mea, dar nu o să o fac. Nu. Vreau să mergem mai departe, hai să mergem mai departe. Apropo de strategia ta, mi-ai spus că ai mers mai riscant, acum ai mers sigur. Ce urmează? Urmează să merg pe 5. Mergem pe 5? Da. Și sper să faci ceva cu suma aia, totuși. A treia bilă verde a plecat. A ajuns la 5. Hai de data asta. Aici poți să mergi la hai dreapta. Hai de data asta. 150.000. Să cadă bila. Să cadă bila. Hai, zidule, dă-ne bani. Te rog. Hai, dreapta, sumă așa. Mare. Nu. Mare. Deci e incredibil. Incredibil. Nu vine să cred. Este un râs nervos, iartă-mă. Vai de mine. Eu îmi pierd zâmbetul, eu zâmbesc foarte mult. Ce, nu mai pot. Nu știu, cred că e o problemă cu bilele astea. Cred că trebuie să te implici mai mult. Și tu. Nu știu. Trebuie să... Deci câte mai avem, am uitat. Încă una? Bun, hai să o luăm așa. Hai. Care dintre bilele astea ți se pare ție problematic? Stai. Hai să fac o chestie. Și gata, am scăpat de cartoane. Încă pot să fac asta în emisiune. Măcar atât am niște cartoane, pot să le arunc oricând vreau. Place cum ai... Spune-mi, care ți se pare ție mai problematică? Asta, nu știu. E... Asta nu e bună. Nu. Asta o să plece din platoul ăsta. Ok. Și eu trebuie să mă gândesc. Gata! Am scăpat. Fără bile problematice în acest platou. Așa. Și aici rămân cele bune, se presupune. Astea sunt alea bune. Alege ce bilă vrei. Ia-o, te rog. Așa. Bun. Și să văd. Cred că nu mai are rost să mai zic că vreau să joc prudență. Asta nu. O să merg pe 7. Pur și mergem să pe 7. E clar 7. Că la 12 lei... Și plus că m-a consolat gestul tău. Mă bucur. Fac tot ce pot, Andreea. Observ. Ca să fie bine. Da. Deci o lansăm de la 7. De la 7. Bun. Am emoții mari. Și a plecat ultima bilă verde dinainte de întrebări. A ajuns la poziția 7. Și acu-i acu. Spui tu, da? Că eu nu, n-am putere. Să cadă bila! Haide! Haide, e bine. E bine! Dreapta! Hai, zidule, du-o în dreapta! Dreapta, acolo. Dreapta, te rog! Nu! Dreapta! Ce să mai... Nu, 30.000! Bine, e bine! În sfârșit, ceva mai mult de un leu! Ai știut ce să faci. În sfârșit. Sunt mulțumită. Ce să...
30.012 lei. Da. Recunosc că nu este cât mi-ar plăcea mie să fie. Nici mie nu. E adevărat. Dar, oricum, mulțumesc pentru intervenție. Acum am ajuns... La Cătălin și la întrebări. Și la Cătălin, evident. Da. Hai să vedem primele variante de răspuns. Ia, să văd. A. Marea Britanie. B. Japonia. C. Islanda. Sau D. Cipru. Poate să fie o întrebare gen a capitala cărui stat este... Și cred că la asta mă gândesc. În rest n-au legături statele. Dacă intuiesc bine întrebarea, eu zic că o știe, că știe răspunsul. Ah, și o voi face de la 4. Poziția 4. Da, am să fie un echilibru, așa cum am zis. De la poziția 4. A plecat bila. Emoții. Pleacă și întrebarea. Haide, Cătălin. În care dintre următoarele țări sensul de circulație al autovehiculelor este pe partea dreaptă a străzii? Ah, ce simplu. Marea Britanie. Japonia. Islanda. Cipru. Ușor. M-am gândit la ce este complicat. Deci pe partea dreaptă. Își imaginează, conduce. Partea dreaptă. Hai că ai condus partea dreaptă. Deci în Marea Britanie circulația este pe stânga. În Japonia, Islanda și Cipru fel. Sunt foste colonii. În Islanda nu știu, iar în Cipru cred că este pe partea dreaptă. Voi merge pe varianta D, Cipru. Voi bloca varianta D. Da. Bun. Cătălin a răspuns D, a blocat D, Cipru. Așa. Care ar fi raționamentul tău? Nu știu, mă încred în raționamentul lui. Eu, sincer, parcă mă așteptam să... Nu știu de ce mă gândeam la Marea Britanie, dar nu. E dreapta? Nu, e, da, după aceea când a început să zic că mi-am dat seama, aștept să-mi zică zidul dacă a avut sau nu dreptate. Hai să-l întrebăm. Meu. Zidule? Da. Nu, răspunsul corect, din păcate, era Islanda. Da, el cred că se gândea la apropierea de... Japonezii pe stânga, da, englezii, evident... Sunt sigură că s-a gândit la apropierea Islandei de oarecum de Regatul Unit și poate că de asta a eliminat-o, altfel nu mi-explic. Și atunci, da, asta este. Avem o bilă roșie, dar poate că va fi cu milă. Să cadă bila! Să cadă. Așa, hai, stânga, stânga, hai, și poți să rămâi și la... Palul mici, te rog, hai, te rog, te rog, nu, 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 nu. Aia urâtă. 10.000 de euro s-au dus dintr-un foc și ne-am întors din nou aici. Ne-am întors din nou aici la zi. Nu pot să cred. N-a ținut cu mine toată strategia, toată gândirea, toată... Nu, nu. Tot ce pot să te rog acum este să nu te necăjești totuși prea tare. Pentru Livia. Încerc să fac lucrul ăsta. Hai să vedem următoarele variante de răspuns. Dar nu am nimic de pierdut. Exact. A. 0. B. AB. C. B. D. A. Ce că poate să ceva Hitler? Mi-e să râd că nu mă... Ce era blank înainte, acum e... ceață totală, nu știu ce ar putea să fie. Chiar nu am nici cea mai vagă idee. Chiar... Avem B, avem un B, avem combinația dintre cele două și un 0. Când văd AB-ul ăla, mă duc la geometrie, dar nu... Mă vede tata și apoi mă ceartă, el profesor de matematică și zice că visez. Oricum, cum jucăm? Asta vreau să știu, ești la a doua întrebare, poți dubla. Și o să dublez, și pentru dublăm. Că nu mai... Dublăm. Da? Și o să dublez de la 7 chiar. Dublăm de la 7. Fie... Două bile de la 7. Da, exact. Fără să mă mai... să mai stau pe gânduri. Este singurul lucru firesc? Te rog. Prima bila se duce, a ajuns la 7. Și a doua. A doua. Hai. A plecat și a doua. Hai, a ajuns la 7. Hai de întrebare. Hai, sunt Andreea, să trimitem întrebarea la Cătălin. M-am activat. Cătălin, hai. Dragule.
Ce grupă de sânge este donator universal? Ah, m-am gândit la zero. Asta. A, B. B. A. Din ce știu eu, eu am grupa 01 și din ce mi-amintesc știu că sunt donator universal. Blochez varianta A. Hai. Noi doi avem aceeași grupă, Sam. Și tu ai tot 0. Da. Și cum ești? Ești donator universal sau nu? Eu așa știu. Era oricum vorba de grupe de grupe sânge. De sânge. Puteam să mă gândesc la asta, dar după aceea, oarecum am avut un hint, dar era prea târziu să mai zic. Andreea? Și aștept răspunsul, Andreea, să știu. Andreea, știu că ești emoționată. Foarte, știu. Vorbești foarte mult când ești emoționată. Da, știu, vezi? Știu, m-am prins. Dar hai să întrebăm. Te-ai prins mai repede decât Cătălin. Hai să întrebăm Zidul. Zidule, Zidule, spune-ne. Răspuns Bravo. Corect. Grupa 0, donator universal. Așa. Andreea. Două bile verzi de la 7. Hai să întoarcem toată seara asta. Vrei? Sper. Da, îmi doresc Vrei? Foarte mult. Vrei două bile la 150.000? Vrei? Ha, vreau. Hai. Haide. Și eu vreau același lucru, să cadă să bilele. Cadă. Haide. Hai. Aici, dreapta. Așa, așa, dreapta, acolo. Dreapta. Nu? Dreapta. Hai, 75.000. Și 60.000. Hai să ne luăm. 135.000. Wow! Da, da. Mă, n-a Vezi? Fost. Dar când a fost, a fost. Cam așa e. Vezi, așa e în viață. Nu e, nu e, dar și când e. Wow! 135.000, cât înseamnă asta? Cam 30.000 de euro. O singură cădere. Asta se întâmplă la Marele Ziți. Da, e incredibil. Și am revenit în joc. Și vocea am pierdut-o, dar mi-a revenit. Și mie mi-a revenit zâmbetul ăsta. Și ție ți-a revenit zâmbetul. Da, da, da. Și mai avem o întrebare. Haide. Ești pregătită? Da. Hai să vedem variantele de răspuns. A. Marea Caspică. B. Marea Aral. C. Marea Adriatică. D. Marea Roșie. Din nou ajung la geografie, nu știu, gen ce, ce stat are deschidere la, sau la ce mare. Foarte ceva, posibil, da. Insule, tot, nu știu, nu pot să scap de gândul că e geografie, deși Zidul ne-a obișnuit cu răsturnări de situație și cu chestii pe care nu le poți intui, dar mă bazez pe faptul că poate să răspundă la întrebarea asta, am un feeling așa. Andreea, oricum, bun. Este a treia întrebare, deci ai variantă de a tripla. Da. Ideea este că dacă triplez, bilele se pot face roșii și se poate răsuna și situația cum Există. Nu-mi doresc și cum am, mi-a demonstrat Zidul că poate să facă. Și atunci, eu nu știu, sunt așa, am dublat, am triplat, aș vrea totuși să merg prudent. Și atunci o să lansez o singură bilă? Bilă, da. De unde vrei? Mie-mi place și cum arată zona asta și cred că o să merg de pe 3, doar bazându-mă pe raționamentul ăsta de prudență. De... Foarte bine. Da. Deci o singură Pentru bilă că... albă da. De la poziția 3. Uh-huh. Va pleca bila. A plecat bila. A ajuns la poziția 3. Așa. Întrebarea la Cătălin. Care dintre următoarele întinderi de apă au dispărut aproape complet? Marea Caspică. Marea Aral. Marea Adriatică. Marea Roșie. Marea Roșie încă există. Marea Adriatică la fel. Dintre Marea Caspică și Marea Aral. Marea Aral știu că s-a asociat cu potopul din Biblie și probabil această mare a dispărut, aproape a dispărut, așa că voi merge pe varianta B, blochez varianta B, Marea Aral. Suntem la Marele Ziți. Vorbim despre ultima bilă albă de la Care... Marele Ziți. Este ultima șansă de câștig. Posibil. Da. Hai să vedem cum a răspuns Cătălin.
Abia aștept. Zidule? Răspuns corect! Răspuns corect, Mare Aral! Da. Ei. Mă bazam foarte mult pe cunoștințele lui și da, na... Ah, Doamne, avem o bilă verde de la poziția 3 și nu mai am voce deloc. Ah, o să Andreea, zic eu, dacă vrei. Mă bazez pe tine, da? Te rog din suflet. Da? Să cadă bila. Haide. Haide. Așa, dreapta, dreapta. Așa, dreapta. Mare, 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 mai mult. Hai, mai hai, mult, hai. Mai mult. Nu. Parcă cu te zice mai mult, cu atât nu, nu vrea mai mult. Am făcut tot ce am putut. Da. Din ultimele puteri am strigat. N-a fost suficient. Avem 135.000, un leu pe zi. 30.000 de euro. Aici se încheie șansele de a câștiga bani. Ce drum am avut, nu vine să cred. Cum a fost? Incredibil. Rezultatul final e ok. Bine, nu e final, final, e... E adevărat, pentru aproape că de... urmează cele 4 bile roșii. Însă, până la bilele roșii, vreau să-ți povestesc despre acest contract. După prima rundă, cădere liberă, voi ați acumulat 23.363 de lei. Da. La această sumă noi adăugăm câte 5.000 de lei pentru fiecare răspuns corect dat de Cătălin. Și așa ajungem la 43.363 de lei. Da. Cred că pot spune că este una dintre cele mai mari sume garantate, cele mai mari valori ale contractului. Am avut un început bun și da. De până acum. Aceștia sunt banii cu care plecați voi acasă dacă... semnează contractul. Cătălin semnează contractul. Dacă el alege să rupă contractul, atunci... nu știm cu cât rămâneți, pentru că avem 4 bile roșii care urmează. Totul depinde de el. Așa e. Asta e decizia care poate schimba-o. Înainte de a-i trimite contractul, aș vrea să-l mai vedem puțin pe Cătălin. Da, m-aș bucura să-l văd în momentul ăsta. Uite cum... nu știu. Am așa atâta încredere în el, în orice facem și... de la lucru cel mai mărunt până la... uite, lucruri atât de care ne-ar putea schimba viața, pentru că și asta ne leagă, pe lângă iubire, multă prietenie, multă încredere și știu, știu că o să fac alegerea cea mai bună. Să plece contractul. Și acum l-am trimis la camera de izolare. Da, a ajuns. Exact, acum a ajuns contractul la Cătălin. Te gândește, normal, e foarte greu să fiu în pielea lui. N-aș vrea să fiu în pielea lui, sincer. A fost greu și aici și încă va mai fi, dar el, la el e... fapt, ideea de a nu ști nimic e greu. Decizia este destul de grea. Sunt 3 posibilități. Plecăm cu ceva, plecăm cu zero sau plecăm cu o sumă fabuloasă. Voi lua în calcul toate variantele. Sper să iau decizia cea mai bună. Voi ați discutat ceva înainte? Ați avut vreo strategie apropo de momentul ăsta final? Recunosc că, cred că oricine, orice cuplu face lucrul ăsta, ne gândim la strategie și apoi vine un contraargument care dă strategia de pământ, înțelegi? Da. O să rupă contractul, zic sigur. S-a întors contractul acum. E bine, nouă nu ne rămâne decât ultima etapă de la Marele Zid. Da. Și anume bilele roșii, care trebuie să cadă de acolo de unde tu ai lansat bilele verzi. 7, 2, 5 și 7, iată. Prima bilă roșie va pica de la 7. Sper să ia așa o orientare spre... valori mici. Valori mici. Cu gândul ăsta merg. Hai. Da? Zici tu? Da. Te rog. Să cadă bila! Să cadă. Hai, stânga, stânga, te rog. Stânga. 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 Nu. Nu, 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 nu. Stânga, stânga, stânga. 1, 1, 1. Doamne, cât de aproape a fost. De 150.000, nu mai am voce, Doamne. Mai avem 3. Mai e avem perfect, 3, Andreea, tot așa trebuie. Da, asta e. E bine. N-a scăpat de un 7. 135.000 în cap. Da, așa a vrut să fie sumă rotundă, cât de bine.
Să fie cât... Sumă fie, rotundă, dar, exact, dar nu da. Zero rotund, nu, rotundă. Nu, rotundă întreagă mare. Și mare. Hai să mai luăm o bilă. A doua bilă va cădea de la 2. Da, 2. Ești casurioara ta. Ascultătoare, da? Casurioara. Casurioara. A plecat a doua bilă roșie, ajunge la 2. Andreea. Să cadă bila. Hai, stânga. Hai, hai stânga, stânga. Stânga, așa, așa, acolo e bine, e bine. E bine, e bine. 100! 100 de lei. Bravo, bravo, da. Bravo. Hai că merge, da. Hai că merge. Mă ascultă, mă ascultă. Hai să vedem, hai să vedem totalul, hai să vedem totalul. 134.900. I-am zis, 100 sau 10, s-a dus pe prima variantă. E foarte ascultătoare. Foarte, foarte, da. Incredibil. Mai avem două bile roșii și am scăpat. Da. Tot 7 vine? 5. 5. 5 acum bine. Și apoi 7. Hai să nu ne gândim la 7. Sunt setată și eu, știi? Am văzut că ești setată. Nu, nu. 5 da. Și ajunge pe 1. Da. Poate ești și tu la fel ca celelalte. Hai să fii ascultătoare. Da. Și a treia bilă roșie. Andreea, te rog. Să cadă bila. Haide. Hai, așa, stânga. Stânga. Nu pot. Foarte mult și era foarte aproape de 1. Mai avem 74.900 de lei. Și un 7. Și doar o singură bilă roșie. Da, o să fii bună. Simt. Așa. Andreea. Este ultima bilă din concurs. E ultima bilă. Da. Este bila decisivă. Ea ce emoții am. Ne arată suma finală. Hai, nici nu știu. Spune amândoi. Nu, vrei tu, amândoi. Amândoi. Da, trei? Te rog. Da. 1 2 3. Să cadă bila. Hai, hai, stânga, 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 te rog. Stânga, stânga. Nu, nu. Nu e bine acolo, nu e bine acolo. 100, 100. Este a doua oară când ajunge bila fix lângă 150.000 ca să-mi dea mie palpitații și tensiune. 74.000, aproape 75.000 de lei. Nici nu mai știu, nu deci știu nu cât înseamnă. Cred. E minunat. Da. Sunt mulți bani. Aveți mulți bani și pe contract. Deci variantele sunt bune. Oricum ar fi soțul meu, Cătălinul meu. Ce face el, nu știu. Aveți